Nu plâng tu, azi nu plâng. Nu plâng tu, pe o tare. Hai, dește, mă, 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 ține. Tatăl la toată lumea, crească ce s-a botezat, fratele nu are... Zucă! Vrei să te bat? Lasă-mă. Lasă-mă. Mă enervezi tu așa înainte să mă duc la botez. Acolo. N-ai ce să faci dacă nu mi-e călcat de ircămașa. Du-te că îți iau geanta și ți-o țâp. Hai, mare, vede tu. Am vrut să-ți culeg o floare. Ia mă, mai dă-i și un pic, să nu se vadă și față, știi. Bă, liber. Praiește? Mă văd? Te vezi. Bine ați venit. Deci să știi, Lavi, că eu am fost gata. Cu toate că am avut o noapte grea, eu am fost gata și ăsta ne sunt țâcă. Numai tu ai avut noapte grea? Da, și el 3 ore până eu am stat lângă copilă, plângea, s-o plimba cu mașina, s-o dus, crazy. Ce noapte grea a avut. N-am dormit. De ce nu iei tot timpul pe acolo să nu mai stai la semafor? Pentru că e rău drumul și scu BMW-ul. Pe acolo iau cu jeep-ul. Te bat aici. Da, zâncă, îți dau cu telefon. Bine ați venit la un nou vlog. Astăzi suntem nași. Suntem un pic... Ține, mă, unde ții? Tu ții pe mine? Da, te vezi, mă, pe tine. Suntem un pic în întârziare. Un pic mai mult. Pentru că nu mi-o călcat cămașa, că de ce nu ți-ai călcat totul? Nu o să cal niciodată cămașul și aici, zic. La niciodată. Următoarea de aia o să merg cu cămașa. Ui, așa te duci cu ea, cu mâini. Stângă, dacă nu te pun aici, nu să de cosmetică. Nu mi-o călcat cămașa, nu mi-o călcat pantalonii și o trebuie să așteptăm acum. Nu, nu vin tata, că eu nu-mi calc. Puzenic, am avut o noapte grea, vezi, se vede cotul tu. Nu se vede. Nu? Am avut o noapte grea, azi noapte, la 3 a fost? 3 și. La 3 și ceva, le-am dus cu Izuca la urgență. O plâns Izuca de la 10 și ceva până la 3 și când ne-am dus la urgență, o plâns cu dor urechile. Și ne-am dus la urgență, la Mediaș nu au medico-realist vineri seara, la ora 3 dimineața. Ne-au dat niște picături. I-am pus, am ajuns acasă, i-am pus s-o liniștit și au dormit pe la 4 și ceva. Și acum mergem, suntem nănași. Să vedeți numai acum Dudu finul meu ce față face că ziceam întârziat. De-aia nu se supără pe mine. Numai așa se supără un pic așa, dar nu pe mine. Se supără pe Deni. Pare că e mânios soție. Da, mă, că nu pus ochelari. Ia, cât ești total cu mă, mă! Ia, ține. Ce-i fost, mă, iubitul meu, mă? Dă-o mâna, lasă. Dă-o mâna. Ia, 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 ia. Ăla? Ei, nu are plimbec așa? Veni mai cu la mână. Ok. Acum nașele îl îmbracă pe Lia, noi n-avem ce face. Și de aici mergem la biserică, nu? Am vrut să vă zic, tot am vrut să vă zic ceva important. Suntem trei perechi de nași, noi, sora lui Lavi, fiina noastră, și niște prieteni de la Dudu și Lavi, brazilieni. O să-i vede și pe ei. O să cer să fac vlogul ăsta mai lung, pentru că toată lumea mi-a cerut în comentarii să fac vlogurile mai lungi. Tu n-ai emoții? O să plângi la biserică, să-ți încerc gata. Ce faci? Am mai emoții. Faci laptele? Fa laptele. Uite, mi-a și șurile aia face. Ioi, ce lacrimă. Ui, Liam. Ui, bă. Liam. Și aici, bunicu, te bag și pe tine în vlog. Am ajuns la biserică. Am niște emoții. De aia mi-am desfăcut ăsta, că-s transpirat. Azi le luam, că imediat plâng. Nu plâng tu, azi nu plâng. Te mă, ce te crezi? Nu plâng tu, că-i o tare. Depărtează de la dânsul în șerăciunea cea veche, umplă-ți de dânsul de credința cea-n cu tine, de nădejde și de dragoste.
veselește pe el în lucrul mâinilor lui și în tot neamului să se mărturisească ție, închinându-se slăbi numele tău cel mare și prea înalt, de la unde pur. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește-ne! Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale, niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale, niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale, niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Zdrobească sub semnul chipului crucii tale puterile potrivnice, să se zdrobească sub semnul chipului crucii tale puterile potrivnice. Gândurilor ci tulburare cugetului, ci tu, Stăpâne, arată apa aceasta, apă de izbăvire, apă de sfințire, curățirea trupului și a sufletului, dezlegarea legăturilor, iertarea păcatelor, luminarea sufletului, baie de a doua naștere, sfințește pe tot omul ce vine în lume, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Se unge robului Dumnezeu, ia matei, unde lemnul mântuirii, pe numele Tatălui. Amin. Și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin. Spre ascultarea credinței, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Înțelepțește-mă ca să umblu în poruncile tale, acum și pururia și în vecii vecilor, amin. Una din așa, luați în brațe, fără. Spalmă mâinii drepte sub copul, spalmă mâinii sub fundule. Da? Spalmă mâinii drepte sub copul, așa, și l-am plecat pe o parte, o parte. Cealaltă noastră, vă rog să țineți așa. La plecat jos, așa. Vedeți că el întoarce. Se botează robului Dumnezeu, Lian Matei, în numele Tatălui. Amin. Și al Fiului. Amin. Amin. Acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Se îmbracă robului Dumnezeu Lian Matei în haina dreptății. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Îl puneți acolo și îl bandajați bine la acoperiș și îl bandajați bine. Dă-mi haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina, ca și cu o haină. Curățire prin Sfântul Botez și Dumnezeiasca Sfințire, prin ungerea cea făcătoare de viață, care și acum e binevoită naște. Bun, am ajuns la sală, acum am mers să o fac vara mea, o îmbracă pe Izuca și s-o aducă și pe ea, s-o trezit, e bine. E liniștită și de-abia aștept să vină. Vine Izuca. Iaaai, să te iubesc, tata! Hai, bește, mă, mă, ține! Așteaptă ciorba. I-au zis că nu pleacă până nu-i vine ciorba. Zucă! Hai să zic ceva. O veni ciorba, n-are să mâncăm? Hai! Mi-a fost prea foame și nu am apucat să vă arăt aperitivul. De acum încolo să vă arăt tot. Asta e ciorba. Și vă arăt ce mai vine. Nu
nou pentru grup. Dar de care nou? Aia da drumul, i-a dat. Doamne ajută sănătate la toată lumea, trească ce s-a botezat, fratele Lorenziu! Hane! Ce-am durliam? Soarele meu! Betruliam, pentru regenerii! Uite-te acolo, uite-te acolo. Hei, Izucă! Uaaa! Tu nu vrei zână, așa-i? Nu, mă, te ia! Tati, no, mă.
Pe rămâna papai tu. Păi mai arăt tu. Merg taxiul. Merg taxiul, acum gata, închide, pleacă oamenii. Unde? Pleacă acasă. Și tu mergi cu papai. Nu vezi ce noapte. Poate nu vine. Păi eu trebuie să aduc calea și eu. Și eu. Facă curățenie, să spele vasele. Da. Hai. Dacă vezi că vine și ei, tati. Știți cum e Izuc acum? E în punctul ăla în care e obosită și plânge, că e târziu, că de ceasul vreo 10. Nu, aproape 10, numai că nu, cum a alergat pe aici așa, e obosită. Dar nici nu vrea să plece fără noi. Acum cred că Deni va merge cu ea acasă și... Auzi? Ce? Foc? La inimă. Deni merge cu ea acasă și vine înapoi. El e nașul. Eu sunt mama. Eu sunt mamica și cred că o să fie pe aia. Foc, vrei tu sau ce? Foc. Deci da, Deni mare cu ea și se întoarce înapoi. Ăsta cu taxiul, tata. Tata e taximetrist la Mediaș. Contactați-l! Cine te-a iubit ca mine, mai ne spune.
două mașini merem pe jos, las că e bine. Măi, oameni buni, vă mulțumim că stați până acum. Următorul vlog va fi un gender reveal, adică aflarea sexului la prietenii noștri Poie și Andreea. Stați aproape, abonați-vă și vizionați următorul clip. O să aflăm ce au prietenii noștri. Noi nu știm încă.